Azi în zori când ziua iar zâmbește, când totul este iar înviorat, când tine poate încă dăinuiește vreo umbră neagră plină de păcat, iar în amurg când totul se odihnește, tu-mi dreaptă-ți gândul iarăși spre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a dus. Veghează-n orice clipa vieții tale și chiar atunci când totul e senin, căci mirea ta e rea din cale afară și jurul tău e un dușman hain. Iar în amor când tot tu-mi dreaptă-ți gândul iarăși spre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus. La amiaz, în munca grea a zilei și în vâltoarea ei, tu să veghezi în rugăciunea dragostei și milei, doar cu Iisus rămâi și să lucrez. Iar în amor când totul se odihnește, tu-mi dreaptă-ți gândul iarăși spre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește Domnul iarăși te-a adus. Iar în amurg, iar în amurg când totul se odihnește, tu-mi dreaptă-ți gândul iarăși spre Iisus. Îi cântă laudă și îi mulțumește cărare Domnul iarăși te-a adus. Pe-a lui cărare, pe-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Și pe nori cu slavă tu vei răsări. Mare-ți va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Mare-ți va fi ziua
când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare, plâng copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi. Suspirând te cheamă vieții asupriți, tu dreptatea celor mult nedreptățiți. Suspirând te cheamă vieții asupriți, tu dreptatea celor mult nedreptățiți. Mare jalea celor care gem și plâng, și-n amare lacrimi chinul lor și-l sting, așteptându-ți ziua când iar ai să vii. Bucuria celor fără bucurii, așteptându-ți ziua când iar ai să vii. Bucuria celor fără bucurii, ca sub greul crucii mii de oropsiți, veșnic fără milă, veșnic prigoniți. Și așteaptă, Doamne, ziua Ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Și așteaptă, Doamne, ziua Ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Amin. Glorie Domnului. Bun este Domnul și vrednic de laudă. Amin. Glorie Domnului. Aș vrea să ne rugăm Domnului la începutul acestei ore de rugăciune. Doamne, mulțumim frumos pentru dragostea Ta și pentru harul Tău. Mulțumim frumos că noi ai pus gândul veșniciei și mulțumim frumos că în această dimineață putem să cântăm liberi, că știm că Te așteptăm pe Tine și atunci când vei veni vom fi cu Tine. Suntem copiii Tăi, suntem mântuiții Tăi, suntem răscumpărații Tăi, neprihăniții Tăi. Însă, Doamne, în această lume plină de păcat, dorim să aducem înaintea Ta pe cei care nu sunt încă mântuiți. Mai salvează și astăzi, Doamne, mai mântuie și astăzi, Doamne. Mai îndură-Te de poporul acesta, de națiunea aceasta, de comunitățile noastre, Doamne. Îndură-Te, Doamne, de globul acesta, de oamenii care trăiesc în această generație. Doamne, lasă cuvântul Tău să fie o cercetare pentru noi astăzi, aici și oriunde se deschide acest cuvânt minunat, cuvântul harului, al dragostei, al jertfei Tale. Mulțumim frumos pentru purtarea de grijă, pentru că încă o săptămână ai fost cu noi, am simțit ocrutirea Ta, mila Ta, îndurarea Ta și suntem aici ca să onorăm numele Tău. Petreci cu noi la această oră de rugăciune, vorbește-ne din cuvântul Tău acum și în restul serviciului și mai mult, Doamne, Te rugăm ca rugăciunile care ne înălțăm înaintea Ta să fie rugăciuni pe care Tu să le asculți, în mila Ta, în harul Tău, în dragostea Ta. Numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin. Frații și surori, așa cum stăm, aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Și aș vrea să citim câteva versete de la 20 până la 23. Pagina în Biblie 1049, Ioan capitolul 17, de la 20 la 23. Domnul Iisus spune în acest pasaj foarte frumos, spune următoarele cuvinte: și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în Mine,
pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Amin. Haideți, ocupăm locurile și mai înălțăm o cântare spre slava Domnului. Veniți, eu vă voi spune ce Domnul mi-a făcut. Voi, câți de El vă temeți, veniți cu un gând plăcut.
Mărit să fie Domnul! Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva cuvinte din acest text minunat pe care l-am citit, din Ioan 17, și am pus aceste gânduri sub un imperativ, care sună în felul următor: uniți-vă în câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. Nu cred că doriți lucrul ăsta, dar îl mai spun o dată. Imperativul sub care am pus aceste gânduri sună așa: uniți-vă în câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. Câțiva v-ați mai trezit și ați spus amin, e bine. Dragii mei, cineva spunea: suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți și la fel de slabi pe cât suntem de divizați sau de dezbinați. În românește avem o vorbă care spune: unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Este vorba despre o unire, o unitate. Mi-am adus aminte că unul din liderii noștri, și nu mă refer politici, mă refer la servici, l-am auzit vorbind și încerca să ne inspire să facem ceva, să facem jobul mai bun, să zic așa, și la un moment dat spune expresia aceasta pe care știu că ați auzit-o: divide and conquer. Ați auzit expresia aceasta? Divide and conquer. Aceasta și m-a făcut să mă gândesc lucrul acesta. În românește spune: dezbină și cucerește. Dezbină și cucerește, în românește. Și am citit, pentru că mi-am adus aminte, citind aceste cuvinte ale Domnului Hristos, mi-am adus aminte de expresia aceasta, și această sintagmă este o sintagmă cu conotație negativă. Însă noi încercăm și am încercat să-i dăm așa, să o facem să sune frumos, să spunem că dacă dezbinăm, dacă divizăm, putem să câștigăm. Vedeți, așa societatea de astăzi așa gândește. Și pot să spun și eu că și eu am folosit sintagma asta, mi-am adus aminte că de multe ori m-am gândit la ea, nu e o sintagmă nouă. Divide et impera este sintagma de unde această traducere vine în engleză și în românește. A fost folosită pentru prima dată, să vedeți ce interesant, pentru prima dată de Filip al II-lea al Macedoniei, în luptele cu orașele state grecești, în sute de ani sau sute de ani înainte de Domnul Hristos. Însă istoria a greșit aici. Istoria a greșit puternic aici, pentru că nu este Filip al II-lea cel care a folosit divide et impera. Divide et impera vine chiar din fundul iadului. A diviza și a cuceri nu este din partea lui Dumnezeu. A diviza, a dezbina și a cuceri este din partea diavolului. Divide et impera a fost adoptată și de împăratul Cezar și Napoleon. Cineva a și spus lucrul acesta. Acesta este un concept puternic regăsit în tratatul lui, nu știu dacă ați auzit, de Niccolo Machiavelli. S-a scris un tratat despre arta războiului. Cei care citiți, vă puteți aduce aminte despre lucrul acesta. Dragii mei, nu vreau să intru în polemica acestei sintagme. Unde am vrut să ajung? Trăim vremuri în care cele mai mici lucruri ne dezbină. Și m-am gândit astăzi să mă duc la biserică o mască, să-mi pun masca și să vă văd pe unii că vă uitați urât la mine și după aia să-mi dau masca jos, să vă văd pe alții că se uită frumos la mine sau urât la mine. Sunt lucruri care ne dezbină, dragii mei, lucruri mici, lucruri mărunte. Poporul lui Dumnezeu a ajuns în această condiție tristă, vreau să spun. Am vrut să aduc o siringă și să vă arăt siringa și să spun că a ajuns să ne dividă și ne dezbină chiar un ser. Vedeți, și lucrul acesta a ajuns să dezbine Biserica lui Hristos. Și mi-am scris aici că trăim într-o societate care nu-și mai găsește balanța iubirii și a unității. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu vă spun că așa este. Nu ne mai găsim această balanță a unității. Și întrebarea pentru mine a fost: da, lumea de afară o știm, dar ce se întâmplă în Biserica Domnului? Care este starea bisericii cu privire la această unitate despre care Domnul Iisus vorbește? Vreau să spun câteva lucruri legate de cuvintele pe care le-am citit. Domnul Iisus lansează un alt concept cu totul diferit, la pol opus cu acest divide et impera. Și acest concept al Domnului Hristos, putem să-l spunem, nu l-am citit
nu este faimos, dar am încercat să-l pun în aceeași, să zic așa, gramatică, în același ritm, ca și dividă, dezbină și cucerește. Conceptul Domnului Hristos este unește și câștigă suflete pentru împărăția cerului. Unește și câștigă suflete pentru împărăția cerului. Acest concept pe care Domnul Hristos îl lansează are de a face cu unitatea credincioșilor, cu un singur scop. Vedeți? Și mă opresc aici. Multe ar putea fi scopurile și motivele unității, chiar și într-o biserică. Multe ar putea fi acelea. Multe ar putea fi scopurile unității noastre într-o comunitate, într-un oraș, într-o țară, într-o națiune, global vorbind. Ne-am putea uni în multe lucruri. Biblia spune, într-unul din psalmi, nu mi-aduc aminte în care, că ne-am putea uni chiar și cu hoții și cu preacurvari. Știți versetul acela? Vedeți? Și acolo există o unitate, dar nu la unitatea aceasta se referă Domnul Hristos. Unitatea credincioșilor are un singur scop. Versetul 21 din textul pe care l-am citit, din Ioan 17, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iată de ce trebuie să fim uniți în Hristos, uniți, unitatea credincioșilor cu un singur scop, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Versetul 23b, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit și pe mine. Ce frumos! Ce îndemn minunat la unitatea noastră ca și credincioși, cu un scop sigur. Scopul nu pentru slava mea, nu pentru slava ta, nu pentru a fi mai mult sau mai puțin și așa mai departe, numerați dumneavoastră scopurile, ci pentru a-L proclama pe Hristos și a sublinia mărturia Lui, faptul că El a fost trimis de Dumnezeu în această lume. Această dorință a Mântuitorului, ca noi să trăim în unitate, este expusă, dragii mei, în contextul unei rugăciuni pe care Domnul Hristos o adresează lui Dumnezeu. Versetul 9 spune așa de frumos, pentru ei mă rog, pentru ei mă rog. Acest paragraf, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Cornilescu l-a numit rugăciunea lui Iisus. Iată că Domnul Iisus Hristos se roagă lui Dumnezeu. Și mi-am notat aici un gând care m-a copleșit. E minunat ca în problemele noastre, în situațiile noastre dificile, să avem frați și surori care se roagă pentru noi, așa-i? Nu-i minunat să știi că poți să depinzi de rugăciunea fraților și surorilor din biserică, a credincioșilor cu care ești unit. Dar ce minunat... Este ceasul meu. Dar e minunat și mai minunat, este extraordinar să știi că Domnul Hristos a rugat pentru tine. Amin? Ce minunat! Mi-am scris aici, e minunat să ai frați și surori care se roagă pentru tine, dar e extraordinar să știi că Domnul Iisus însuși s-a rugat pentru noi. Ce exemplu minunat! Dragii mei, nu știu, sincer fiind, nu știu când este ultima oară când te-ai rugat pentru un frate sau o soră sau un copil, un tânăr din biserică. Nu știu când este și nici nu-i treaba mea să judec, eu m-am uitat la mine. Și am lacune, am goluri acolo. Și m-am gândit, Doamne, ce minunat ești Tu că Tu, în dumnezeirea Ta, ți-ai făcut timp să te rogi pentru urmașii Tăi. Dar how about eu? How about noi, frații lui Hristos, urmașii lui Hristos? M-am gândit că este un exemplu minunat. Vreau să subliniez câteva lucruri cu privire la titlul pe care l-am pus acestor gânduri. Uniți-vă în câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. Am găsit interesante dorințele Mântuitorului pe care acestea le expune în rugăciunea Lui. Sunt câteva lucruri pe care le expune și noi ne rugăm. Ne rugăm acasă, ne rugăm la biserică și expunem anumite dorințe în rugăciunile noastre. Haideți să vedem ce rugăciune a făcut Mântuitorul nostru și care au fost dorințele Lui. Hai să ne uităm în versetul 11, primul lucru pe care Mântuitorul spune în această rugăciune cu privire la mine și la tine. În acest verset, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, adică eu și cu tine. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, uitați ce frumos, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Și aș vrea să spunem amin la lucrul acesta. Mântuitorul s-a rugat ca noi să fim păziți, dragii mei. Un alt verset care subliniază această dorință a Mântuitorului să fim păziți este versetul 15. Și pe scurt acolo spune, nu te rog să iei din lume, uitați cum se încheie de frumos, ci să-i păzești de
cel rău. Dragii mei, nu este frumos că Mântuitorul, Mântuitorul nostru nu s-a ridicat la cer fără ca să se roage lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, să fim păziți de cel rău. De ce ne îngrijorăm? De ce ne îngrijorăm că nu suntem păziți? Suntem păziți, suntem păziți de cel rău, de Dumnezeul nostru mare. O a doua dorință pe care Mântuitorul o expune în rugăciunea lui este în versetul 13. Mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta și mi-a dat de gândit. Versetul 13. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume și uitați rugăciunea lui pentru mine și pentru tine, ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Credeți că a știut Mântuitorul că peste veacuri s-ar putea bucuria mea și bucuria ta să fie știrbită? S-ar putea să fim atât de împovărați de anumite lucruri, atât de împovărați de situația noastră medicală, de statutul nostru angajat sau neangajat. Unii își pierd geaburile și nu și le pot găsi. De atâtea situații care se întâmplă în lumea aceasta, gândiți-vă la poporul afgan, gândiți-vă la familiile americane. Știți că atunci când, Dan, tu ai fost la Marines, așa e? Unde? Navy. Oricum, când cineva moare în armata americană, vorbeam cu cineva la lucru și zice, n-aș vrea să fiu părintele unuia dintre cei care a murit. Zic, care-i protocolul? Ce se întâmplă? Apar doi soldați la ușa ta. Tu când știi că apar doi soldați ca părinte, ca și spouse, ca partener de soldat care e în armata americană în război, când știi că apar la ușa ta doi soldați, nu poți altceva să te gândești decât că l-ai pierdut. Ceva s-a întâmplat rău. Este pierdut în luptă. Și m-am gândit că în situația aceasta și chiar acești oameni, eu și cu tine și acești oameni, Domnul Hristos s-a rugat pentru noi ca să avem în El, să avem bucuria deplină a Mântuitorului. Nu este mare lucru să știi că cineva s-a rugat să ai și nu orice bucurie. Bucuria pe care noi o dăm oamenii este o bucurie temporară, trecătoară și este bazată pe ceea ce îți dau. Dacă îți dau ceva, te bucuri. Dacă nu îți dau, nu te mai bucuri. Bucuria trece, dar Mântuitorul, bucuria Lui care a lăsat-o deplină în noi este bucuria mântuirii. Iată ce a făcut pentru mine și pentru tine. Doamne, îți mulțumesc că Te-ai rugat ca să am bucurie și în orice bucurie, bucurie deplină în Tine. Amin? Al treilea lucru pe care Mântuitorul îl expune în rugăciunea lui, o dorință fierbinte pe care o are pentru mine și pentru tine, este minunatul și cunoscutul verset 17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. N-a putut Mântuitorul să nu spună lucrul acesta în rugăciune. De ce? Pentru că a știut că păcatul în viața noastră va avea putere atât timp cât cuvântul lui Dumnezeu va lipsi. De aceea psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea să nu păcătuiesc împotriva ta. Sfințirea este un lucru important pentru noi credincioșii. Rugăciunea Domnului Hristos a avut în vedere gândul acesta că trebuie să ne sfințim prin cuvântul Său. Și singura busolă pentru mine și pentru tine, singurul lucru care ne arată nordul adevărat este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul lui. Binecuvântat să fie Domnul. Doamne, mulțumim că avem cuvântul Tău în mâinile noastre. Mulțumim că avem cuvântul Tău în casele noastre și ne dai dorință ca să-L căutăm, să-L citim, să-L iubim. Lucru minunat. Și a patra dorință pe care o are Mântuitorul în rugăciunea lui, expus așa de frumos. Și aici am vrut să ajung. Este dorința care poartă acest titlu minunat. Uniți-vă, versetul 21. Sunt multe versetele în acest pasaj pe care Domnul Hristos sublinează această dorință a Lui, dar vreau să citesc versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Iată cu ce își încheie rugăciunea Domnului Hristos, unitatea pe care El o are în gând pentru noi. Și mi-am notat aici un lucru, unitatea noastră, dragi frați și surori, este posibilă doar prin plinătatea dumnezeirii care locuiește în noi. Spune un verset minunat la care de fapt vreau să mă refer și cu care vreau să închei în această dimineață. Unitatea credincioșilor, dragi frați și surori, se poate realiza doar prin Domnul Hristos. Și spune Hristos în versetul 23, așa de frumos, și aici este secretul și cheia acestui text, eu în ei și tu în mine. Eu în ei și tu în mine. Și merg înapoi la unitatea noastră, este posibilă doar prin plinătatea dumnezeirii care locuiește în noi. De ce spun lucrul acesta? În Coloseni 2:9 spune căci în El, adică în Hristos,
locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Vedeți în rugăciunea lui, Hristos spune, eu în ei. Dacă în Hristos locuiește plinătatea Dumnezeirii, dacă Hristos locuiește în mine și în tine, și în mine și în tine va locui ce? Plinătatea Dumnezeirii. Putem să realizăm, sunt gânduri peste priceperea noastră. Cum să locuiască în mine plinătatea Dumnezeirii? Este copleșitor. Hristos în noi, mi-am scris aici, Dumnezeu în Hristos, asta înseamnă că în El locuiește Dumnezeirea, Hristos în noi, asta înseamnă că în noi locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Dragi frați și surori, această unitate, și cu asta vreau să închei, și aici mergem înapoi la titlul pe care l-am pus acestor gânduri, această unitate a noastră, a mea și a ta, a credincioșilor, va mărturisi despre Hristos și va câștiga suflete pentru Dumnezeu. Unitatea mea, unitatea ta, prin faptul că Hristos locuiește în noi, prin faptul că Dumnezeu locuiește în Hristos, prin faptul că în noi locuiește plinătatea Dumnezeirii, va atrage oameni la Hristos. Întrebarea este, dorim să avem această unitate? Amin. De seară, cu ajutorul Domnului, dacă Domnul ne va da sănătate și înțelepciune, ne vom uita la câteva lucruri concrete cu privire la această unitate. Le-am găsit fascinante în Cuvântul lui Dumnezeu. M-a fascinat și acest text. Am vrut să-l aduc înaintea dumneavoastră. Sunt multe motive de rugăciune. Printre multele motive de rugăciune, aș vrea să ne rugăm pentru unitatea noastră, ca oamenii să fie atrași la Hristos. Unitatea noastră a credincioșilor nu arată altceva decât că mărturia Domnului Hristos, faptul că El a fost trimis de Dumnezeu pe acest pământ, este o mărturie solidă, viabilă, este o mărturie pe care oamenii pot să o creadă, o mărturie care va aduce suflete la Hristos. Aceasta să fie rugăciunea noastră și să-i mulțumim Domnului că în rugăciunea Lui s-a rugat și pentru mine și pentru tine. În rugăciunea Lui a amintit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și numele meu și numele tău. Suntem sfințiți prin cuvântul Lui, suntem păziți de cel rău, amin? Suntem uniți cu El și este mare lucru să cunoaștem toate aceste lucruri. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pe lângă aceste gânduri, aș vrea să vă rugați pentru mama. Mama a fost la doctor ieri și i-a găsit ceva mic, dar zicem noi, zic ei că e mare, noi zicem că e mic, că în mâna lui Dumnezeu toate lucrurile pot fi mici și pot fi rezolvate ușor. Aș vrea să vă rugați pentru ea, aș vrea să vă rugați pentru cei care sunt plecați din mijlocul nostru, fratele Timotei, în mod special în România, COVID-ul crește și acolo, ca și aici, să-l păzească Dumnezeu, să-l aducă cu bine înapoi. Vă rog să vă rugați și pentru situația din Afganistan. Poate că nu suntem conectați 100% cu ce se întâmplă acolo și totuși, 100 și ceva de oameni au murit. Câți dintre ei oare au fost mântuiți? Câți dintre ei oare au ajuns la Tatăl sau sunt nemântuiți și vor gusta din iadul veșnic? Nu știm lucrul acesta, dar să aducem înaintea Domnului aceste rugăciuni, să aducem înaintea Domnului și rugăciunea pentru congresul care va fi, nu prea îmi place mie cuvântul ăsta, congres, că mă aduce aminte de congresul PCR. Da, să zicem întâlnirea spirituală care va fi la These Plains, ca Dumnezeu așa să vorbească încât să atingă viețile noastre, să ne aducă la îndreptarul cuvântului Său, să ne facem mai buni, mai pocăiți, mai credincioși, mai aproape să-L vedem pe El. Amin? Haideți să mergem în rugăciune, începem din partea stângă, ne rugăm Domnului. Și în aceste clipe de dimineață, Tatăl bun, venim înaintea ta cu mulțumire că încă glorie ție, Doamne. Încă o zi ne-ai hrăzit, ne-am putut ridica din așteptările noastre și putem fi aici înaintea ta. Slăvit să fii. În prezența Duhului Tău cel Sfânt. Slavă ție. Mulțumim că ne-ai spus să ne rugăm. Amin. Amin. Ca să cunoască lumea, că Tu ești în noi și amin, să se întoarcă. Ne rugăm pentru cei dragi din casele noastre. Lucrează de săvârșire. În numele Domnului Iisus, te rugăm. Ca venirea Ta, așa cum am cântat și în dimineața asta, venirea Ta e aproape. Ca nici unul din casele noastre să nu rămână jos. Amin, Doamne Iisus. Lucrează, Doamne, mântuire. Ca să ne întâmpinăm în văzduh și să astăzi amin. Totdeauna cu tine. Amin. Mulțumim pentru toți copiii tăi care acum se roagă ție. Ascultă-ne, ascultă rugăciunea. Ascultă-ne, Doamne, și binecuvintează fiecare suflet în parte. Amin. Cu prezența Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Mulțumim pentru cei care sunt plecați din mijlocul nostru. Binecuvintează-i.
Te rugăm și pentru cei care sunt bolnavi. Ai milă, Doamne, îndură-te, Iisus. Care avem în trupurile acestea, care sunt templele Duhului Tău cel Sfânt. Avem defecțiuni, avem mici, dar Tu ești prezent în noi. Aleluia. Tu ești în noi. Lucrează, Iisus, după Sfântă Voie. Mulțumim pentru că vei fi cu noi și la această adunare. Amin. Crez, amin, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să lucreze prin fiecare care se ridică acolo. În numele Domnului Iisus te rugăm, Iisus. Cuvântul Tău, Doamne. Lasă ca inimile noastre să fie înviorate. Amin, și trezite lucrează, pentru Tine, Doamne. Amin. Mulțumim că ne păzești de orice bolnavie. Slăvit să fii Duhul. Mulțumim păzește că Duhul Tău e la lucru și nu ne va lăsa. Te rog. Mulțumim că în continuare Tu lucrezi viețile noastre. Aleluia. Și dai cuvânt și aici și trebuie să vestești Evanghelia. Amin. Vrem ca Duhul Sfânt să lucreze. Să nu fie nimic fără puterea Duhului. Amin, Doamne, te rugăm. El să lucreze. Amin. În tot ceea ce facem, în tot ceea ce se face. Amin. Mulțumim pentru dragostea și bunătatea cu care ne-ai cuprins, ne-ai cuprins și ne vei mai cuprinde până vei veni să Gloria ne la Tine. Domnul. Și apoi noi te dorim. Dorim. Amin. Ca să spunem din toată inima, vino cât mai curând, Doamne Iisuse, și ne ia la Tine. E adevărat, în lumea aceasta îs multe frământări, îs multe neînțelegeri. Ce să spunem, le știm și cunoaștem în parte, dar sunt multe. De aceea îți mulțumim că Tu veghezi asupra Gloria Ție, Doamne Iisuse, aleluia. Și nu se întâmplă nimic pe pământul ăsta fără încuvințarea Ta. Mulțumim. Dumnezeul nostru mare. Mulțumesc, Doamne. Și noi îți mulțumim că ești în noi. Mulțumesc. Noi. Mulțumesc. Slavă ți-aduc pentru toate. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin. Gloria Ție. De astăzi să mă cerc că mi-a așezat să venim aici la casă. Amin. Dacă să fii până astăzi, te dură. Amin, Domnule, să îndurte. Să fii cu cei care nu au putut să vină astăzi în casa ta. Amin. Să fii cu noi, să ajut în rețele să-ți mai gata. Amin. Doamne, Iisuse, pot să te cer cu noi de Doamne. Slavă Ție. Mulțumim. Amin, Doamne. Amin. 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 Te rugăm. Mulțumim. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că ne-ai ajutat să venim cu bine la casa Ta. Slăvit să fii. Mulțumesc pentru că noi am putut să ajungem și te rog ca să fii cu cei care n-au putut să vină, să fii cu unul în România. Amin. Să păzești acolo, să ajunge cu bine înapoi. Te rog ca să fii cu cei care are nevoie de vindecare. Amin. Te rog. Te rog ca să fii cu cei care sunt în spital. Îndură. Mulțumesc pentru că ești un Dumnezeu bun și milos. Gloria Ție. Mulțumesc pentru că Te-ai rugat pentru mine. Gloria Ție. Mulțumesc. Ca să mă rog totdeauna numai Ție și să mă ajuți ca toată lauda mea să-ți dau Ție. Aleluia. Mulțumesc pentru că ești un Dumnezeu
Amin. Ajută-mă ca să-ți citesc cuvântul în fiecare zi și să mă ajut ca să cuget la ea. Amin. În numele Domnului Iisus, am rugat. Amin. 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 Domnul meu și Dumnezeu meu, slăvești și binecuvintezi numele Tău. Glorie Ție. Să-ți mulțumim. Slăviță. Amin. Amin. Glorie Ție. Să-ți mulțumim toată inima pentru durare și bunătatea Ta. Mulțumesc, Doamne, că ai fost cu noi. Mulțumim. Mulțumesc că în ziua aceasta, Tu, Doamne, putem să fim în casa Ta. Mulțumim, Doamne. Până ne-am împrotit încă o săptămână. Ai fost cu noi, Doamne, copiii noștri, toți cei dragi ai noștri. Îți mulțumim, Tată dragă, în pace și liniște putem să ne închinăm Ție, Doamne. Mulțumim. Te rugăm, Doamne, să îndură-te, Doamne. Care sunt în primejde, Doamne, în Afganistan și în orice loc unde se află. Îndură-te, Doamne, Iisus. Sprijină, înainte, Doamne. Doamne, Tată, dimineața aceasta, dorim după Tău cel Sfânt peste noi. Amin, Doamne, Iisus. Prezența Ta, Doamne, să simțim dragostea și în Amin, Doamne. Dimineața aceasta, să simțim atingerea Ta, Doamne. Amin. Înviorează-ne, Doamne. Amin, Doamne. Învață-ne și sfătuiește-ne prin Duhul Tău. Te rugăm, Doamne Iisus. Că vrem, Doamne, să trăim o viață sfântă înaintea Ta. Amin. Doamne, ajută-ne să înțelegem timpul care trăim și vremea, Doamne. Să ne apropiem de Tine din toată inima, să căutăm fața Ta. Amin. Noi și copiii noștri, Doamne, îi doresc, Doamne, pe fiecare, Doamne, să Te caute mai mult, să alergi, Doamne, mai mult, Doamne. Te rog să ne ajuți, Doamne. Îți mulțumim că ai oprotit biserica Ta. Slăviță, mulțumim. Păzește continuare. Tu ai spus că un fir de păr nu cade fără știrea Ta. De aceea, Doamne, ne credem din toate. Amin. Tu și în continuare vei avea milă de noi. Îndură-te și ai milă. Și soră, Doamne, din casa Ta. Amin. Doamne, te rog frumos. Ai milă, Doamne, cei bolnavi. Te rog. Atinge-te pe Agata. Amin. Te rugăm, îndură-te. Te rugăm, Iisus. Aleluia. Ne credem în Tine, Tată scump. Amin. Te rugăm. Îndură-te, Doamne. Îndură-te, Doamne. Îndură-te, Doamne. Te rugăm frumos și pentru părtășia care vom avea duminica viitoare, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisus. Doamne, înfățește-ne, urmește. Te rugăm, Doamne Iisus. În toată inima, împreună cu toți frații care vor fi acolo, dorim să fim împreună. Amin. Să Te slujim și să Te așteptăm, Doamne, că Tu vii curând. Fii binecuvântat, Domnul nostru și Dumnezeu nostru, în veci veci. Amin. Amin. Cu bucurie m-am întors și astăzi, Doamne, împreună cu frații mei, să-Ți aduc închinarea. Amin. Ceriți, Doamne, să Fii lăudat. Slavă Ție. Pentru ce ai făcut, pentru ceea ce faci. Glorie Ție. În Tine ne-am pus nădejdea și cu Tine suntem și pe pământ. Și crede tot sufletul că într-o zi vom fi cu Tine. Amin, Doamne. Până atunci, Doamne, primește mulțumirea noastră că ne-ai dat Duhul Tău cel. Mulțumim, Doamne. El ne dă bucurie. Mulțumim. Și în clipe de crize pământești. El ne dă lumină și înțelepciune și putere. Putere de a ierta și de a iubi pe frații Tăi. Suntem aici pentru că toți avem Duhul Tău cel Sfânt de noi. El ne-a îndemnat să-Ți aducem închinarea noastră, credind tot sufletul. Ajută-ne să fim uniți în Duh cu toți frații Tăi. Amin. De aceea plângem pentru cei ce suferă, de aceea ne rugăm unii pentru alții. Amin. De aceea îi pomenim zilnic în rugăciunile noastre pe frații noștri care știu că au probleme. Doamne, ai milă și ascultă rugăciunile noastre. Tu ai pus în noi gândul dragostei Tale. De aceea avem milă și compasiune pentru cei în suferință, pentru cei prigoniți. Și de aceea strigăm la Tine, ai milă de cei prigoniți. Amin. Ai milă de femeile afgane și de fetele lor. Doamne, ceasurile acestea numai Tu poți să le ocrotești și să le păzești. Doamne, noi toți suntem creatura Ta. Ne-ai promis că ne protejezi. Protejează-ne. Amin, Doamne. Împotriva oamenilor răi. Protejează-ne de boli. Protejează-ne de duhurile răutății. Te rugăm, Doamne, nu ne lăsa. Noi ne avem alt sprijin și ajutor. Facem cât putem face noi ca oameni, dar dacă n-ar fi Tu, Doamne, să spună, să spună gata astăzi, dacă n-ai fi Tu, ne ajutor, Doamne. Toată mulțumirea și toată lauda și onoarea Ți se cuvine. De aceea a venit astăzi.
Miliește-ne din nou. Te rugăm, Doamne. Mai iartă-ne, Doamne. Te rugăm. Mai înviorează-ne și astăzi. Te rugăm. Și ajută-ne să nu ne temem. Cu tine suntem mai mult decât biruitori, căci Duhul tău e mai tare. Amin. El ne va sprijini și la boală. Așa cum sprijinim noi astăzi și întind de mână la un sărac sau la un bolnav. Și Duhul tău ne va sprijini la boală. Știu asta. Cu de atâtea ori. Glorie ție, Doamne. De aceea mă închid, de aceea te laud și te rog, amin. Fii cu noi. Amin, Doamne. Mergi pe fiecare casele noastre, adu mântuire în casa fiecărui frate, te rugăm, a fiecărui suror, peste copiii și nepoților. Adu mântuire și peste cei din casa părinților, pentru că nu-i prea târziu. Ai de bisericile care se adună la display, duminică, da, Doamne, tu lăsa să fie o întâlnire omenească, da, ci o întâlnire dumnezeiască. Amin, în numele Domnului, te rog, să faci lucrarea Duhului Sfânt la acest sfârșit de viață. Și adu mântuire peste cei nemântuiți. Adu un duc de iertare, un duc de bucurie și de pace în inimile credincioșilor tăi. Alungă orice duh străin, orice duh de boală, care ar vrea să-l trimită celui rău să aducă deschinare. Ajută-ne să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem de la tine, să ne îngăduim cu greșelile noastre, că Tu însuși, Dumnezeul nostru, ne primește așa cum suntem. Mare este, Doamne, și mare bunătatea Ta. Ajută-ne să o prețuim. Binecuvintează-ne întreaga zi în casa Ta, binecuvintează-ne acasă, copiii noștri, la școli, în fiecare zi. Te rugăm, Doamne, păzește-le mintea. Ai milă și de cei ce conduc națiunea americană și toate națiunile pământului. Nimicești de lucrarea celor rău, Doamne, a celor răi care vor să facă rău semenilor lor. Doamne, Tu controlezi toate lucrurile. Pune capăt răutății oamenilor și arată-ți slava înainte de venirea Domnului Iisus și fă ca orice om să te cunoască, să te dorească în inima și sufletului, căci Tu aduci tot ce-i bun și frumos și sfânt și curat. Binecuvintează și păstorul bisericii noastre. Dă-i sănătate, Doamne. Păzește-l de accidente la locul lui de muncă. Fiecare zi cer asta pentru el. Dar mântuiește casa lui și neamurile lor. Și cei ce vin aici cu noi de ceva vreme, femeile acelea, mântuiește-ne, Doamne. Te rugăm, Doamne. Îți cer toate acestea în numele drag și scump al Domnului Iisus și îți mulțumesc că vei avea milă de noi. În numele Lui. Amin. Amin. Meditația zilei de astăzi, pentru că am realizat încă o dată cât de adânc te-ai rugat pentru slăviță, Fiu, îți mulțumesc, Doamne. Doamne, ce onoare extraordinară, nu numai să fim în prezența Ta, ci să fim ținta rugăciunilor Ta, mulțumesc, și încurajărilor Ta. Mulțumesc, Doamne. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu vrei unitatea noastră. Glorie Ție. Și îți mulțumesc că Tu ne dai înțelepciune, Doamne. Amin. Să creștem în iubire. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru iubirea Ta nemărginită. Laudă Ție, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că în iubirea Ta Tu te îngrijești de sufletele noastre. Slăvit să fii, Doamne. Tu ești medicul sufletelor noastre. Îți mulțumesc. Medicul trupurilor noastre. Mulțumesc, Doamne. Și, Doamne Iisuse, te rog frumos să te apropii Tu de inima sorei Ta. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rog frumos, cu atingerea Ta vindecătoare, Tu să vindeci. În numele Domnului. Pentru inima extraordinar de mare și de plină de dăruire și de dragoste pe care am văzut-o în sora Agata de când o cunoaște. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru faptul că ea ți este atât de credincioasă. Amin. Și știu că și Tu ești credincios. Amin, Doamne. Și de aceea, Doamne, te rog frumos, cu atingerea mâinii Tale, te rugăm, Doamne, să vină în aceasta, să te atinge inima Ta. Amin, Doamne. Doamne Dumnezeule, te rog frumos pentru bolnavii din biserica noastră, și de pretutindeni. Atinge-te, Doamne. Doamne, Tu să le alingi suferințele și în numele Domnului. Te rugăm pentru vindecare. Te rugăm frumos pentru dragii noștri care nu sunt aici. Da. Te rog pentru fratele Timotei în România. Ai milă, Doamne. Păzește și o protejește. Doamne, pentru frații noștri creștini din Afganistan, Doamne, Doamne, ai milă, Doamne. Păzește și o protejește. Doamne, să ai milă, Doamne, de viețile lor. Doamne, Dumnezeule, pentru cei care nu sunt creștini acolo, Doamne, dar se uită spre America și spre americani acum cu speranță și se îngrămădesc acolo în locul acela atât de periculos, Doamne. Te rog frumos să ai milă de viețile lor, Doamne, să dai înțelepciune celor care conduc de aici
Te rog, Doamne, să înțelepciune să-și repare aceste greșeli. Ai milă, Doamne. Dumnezeule, te rog frumos, Tu care ții această lume în palmele Tale, să restaurezi Tu echilibrul. Amin. Și armonia și iubirea Ta. Și îți mulțumesc că ne binecuvintezi pe fiecare în parte, Doamne, și lumea aceasta. Slavă Ți. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem să fim în casa Ta în dimineața asta. Îți mulțumim că ești Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, că e sfânt și minunat. Și îți mulțumim că simțim cum lucrezi în viețile noastre. Îți mulțumesc pentru ziua asta. Îți mulțumim că putem să-L dăm, să citim cuvântul Tău, ca să ne păzești pe noi de cel rău. Amin. Și te rog ca Duhul Sfânt să fie noi totdeauna și să fim uniți cu Tine. În Duhul Sus m-am băgat. Amin. Amin. Să ne iubim și, Doamne, să ne rugăm unii pentru alții, să ne nevoile unii altora, Doamne. Te rog și eu în dimineața asta să te atingi de mama, să o vindeți. Te rugăm, Doamne. Ei orice e bolnav. Da, Doamne, să atingi de cei care vor ajuta, Doamne, să dele prință lăciunea Ta, Doamne. Te rog și pentru Ticu, Doamne, să vii prin România. Te rog, să se poate, tot ce poate să fie rău și să-L aduci cu mine acasă. Amin. Te rog, Doamne, să fii cu biserica Ta în continuare. Amin. Amin. Părinte bun și milostiv, venim înaintea Ta și îți mulțumim la această oră de rugăciune pentru bucurie care Tu ne-o faci posibilă în inima noastră într-o lume atât de întristată, într-o lume în care vedem în jurul nostru atâta durere, atâta neliniște și totuși Tu ne dai parte, ne faci parte de un timp scurt de bucurie. Mulțumesc. Aici în casa Ta, dar dorința Ta este ca Tu să extinzi această bucurie, nu doar pentru câteva ore, ci pentru toată săptămâna, până când ne vom întâlni cu Tine. Doamne Iisuse, ajută această bucurie să fie o bucurie de plin. Aleluia. Iartă-ne că deseori uităm de acest adevăr minunat că Tu ești în noi și noi suntem în Tine. Și ar trebui necazurile noastre, grijul noastre să le punem la picioarele Tale și bucuria noastră să se restaureze. Doamne Iisuse, lucrează în noi aducerea aminte. La această oră de rugăciune ne rugăm mai mult pentru alți frați și surori decât pentru noi, la fel cum Tu, Doamne Iisuse, Te-ai rugat pentru noi, pentru noi care ne-am născut după 2000 de ani, Tu Te-ai rugat pentru situația noastră. Doamne Iisuse, la fel și noi, copiii ai Tăi, urmașii ai Tăi, vrem să ne rugăm pentru cei care sunt departe de noi și cei care sunt mai aproape de noi. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru frații și surorile noastre care nu-i cunoaștem, s-ar putea niciodată să nu-i vedem, dar sunt departe de noi, sunt în Afganistan, sunt în India, sunt loviți pe străzi, sunt biciuiți pe străzi, sunt condamnați la moarte. Doamne Iisuse, te rugăm ca Tu să-i întărești. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești prezent acolo, Tu îi întărești, Tu le dai putere și Tu le dai bucurie și pace în inima lor. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, și că ne dăruiești și nouă putere și dorință de a ne ruga pentru cei care sunt în prigoană, sunt în aceste situații neplăcute. Doamne Iisuse, ne rugăm și pentru această țară ca Tu să o cucerești. Amin. Să o cucerești cu Duhul Tău cel Sfânt și bisericile Tale să le întărești și să le dai Duhul Tău cel Sfânt ca să se roage tot mai mult pentru conducere, Doamne Iisuse. Nu știți ce se întâmplă acolo, nu știm cine ia aceste decizii, dar sunt niște decizii pe care noi creștinii când ne uităm, vedem că sunt departe de cuvântul Tău, departe de ale Tale principii, departe de o logică. Te rugăm, Doamne Iisuse, ca Tu să lucrezi la inimile lor, te rugăm, Doamne Iisuse, ca Tu să lucrezi la mintea lor.
Venim, Doamne Iisuse, acum mai aproape și ne rugăm pentru această convenție, pentru această întrunire, părtășie care urmează să ia loc săptămâna aceasta, la sfârșitul săptămânii. Te rugăm, Doamne Iisuse, Tu să îndepărtezi orice piedică care poate veni din afară, orice piedică care poate veni înăuntru, Doamne Iisuse, și Te rog ca să ne ajuți să arătăm domniilor, ca să arătăm altor oameni că într-o lume în care este atât de dezunită, atât de depărtată una de alta, creștinii pot fi la un loc. Creștinii pot să se închine în Duh și în adevăr. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru această onoare de a fi copil al Tău și de a avea acces direct la tronul Tău de slavă prin rugăciune. Și ne rugăm, Doamne Iisuse, pentru frați și surori, ne rugăm pentru sora Mihaela Hextrom, ca Tu, Doamne Iisuse, să o binecuvintezi când va pleca din nou la operație. Tu, Doamne Iisuse, să fii cu ea. Tu, Doamne Iisuse, să lucrezi prin mâna doctorilor, să lucrezi la familia ei, ca această lucrare să fie încă o dovadă că Tu existi și că Tu lucrezi în inimile și la trupurile oamenilor. La fel ne rugăm și pentru sora Agata. Tu, Doamne Iisuse, să o întărești pe această soră care a întărit atâția oameni și atâția copii. Doamne Iisuse, acum ne rugăm noi pentru ea și te rugăm ca Tu să o întărești. Ne sprijinim, Doamne Iisuse, în rugăciune, ne sprijinim, Doamne Iisuse, și Te rugăm pe Tine ca Tu să lucrezi. Venim la Tine, căci nu avem la cine altcineva să plecăm. Ne rugăm, ne putem ruga pentru doctor, ne putem ruga pentru alți oameni care vor lua parte la ceea ce poate se va întâmpla în următoarei luni, săptămâni, Doamne Iisuse, dar noi Te rugăm pe Tine direct. Doamne Iisuse, intervină Tu și lucrează Tu după bună și sfântă voia Ta. Și aceste lucruri le cerem nu pe baza meritelor noastre, căci noi merităm doar pedeapsa, ci cerem, Doamne Iisuse, prin meritele scumpului Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și în numele Lui Sfânt și drag. Amin. Amin. Vă viți, frați și surori, să ocupați locurile. Mulțumim, Domnule, pentru acest timp de rugăciune, timp minunat în care putem să aducem la picioarele Domnului durerile noastre și grijurile noastre. Amin. Și totuși, venirea noastră la casa Domnului, principalul lucru, primordialul lucru, este să-L lăudăm pe Domnul. Amin. Și acest lucru vrem să-L facem. Ne-am rugat Domnul, i-am adus durerile noastre, dar vrem să-L lăudăm pe Domnul. Și psalmistul din toată inima dorește acest lucru și el spune, lăudați pe Domnul. El face acest îndemn, parcă universal, tuturor generațiilor de când a scris psalmul acesta. Și apoi spune ce va face el. El îndeamnă pe toți oamenii, dar el spune ce va face el. El spune, lăudați pe Domnul. Și psalmul 111 spune, voi lăuda pe Domnul. Amin. Eu pot să îndemn, vedeți, frații și surori, noi de aici de la Amvon, alți frații și surori care vestesc cuvântul Domnului, evangelizează, uneori s-ar putea să te împrinzi în capcana asta, să fii în capcana asta, să îndemn pe alți oameni, dar singur să nu faci aceleași lucruri. Psalmistul spune, lăudați pe Domnul, dar cât privește pe mine, eu la fel voi lăuda pe Domnul. Dar nu cu jumătate de inimă, nu pentru un scurt timp, el vrea să spună, voi lăuda pe Domnul din toată inima. Însă el mare are o dorință. El nu vrea să laude cu orice om și aici nu este nicio intoleranță sau nicio discriminare. El vrea să-L vestească, el vrea să-L laude pe Domnul cu oameni care vor același lucru. Amen. Și el spune, voi lăuda pe Domnul din toată inima în tovărășia oamenilor fără prihană. Și el este specific de locul în care vrea să-L laude pe Domnul. El spune, în adunare. Amen. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți oamenii, de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere a mintea a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce aminte, pururi aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său lucrările, poporul Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate și toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporul Său izbăvirea, putem să spunem și nouă, a trimis poporului Său izbăvirea. Ne-a izbăvit, fraților, din păcat și fără de lege. A așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșător. Și este un îndemn, fiindcă copiii vor merge la școală săptămâna asta. Mi-aduc aminte despre, dar este un alt subiect, despre Dennis Prager, poate unii ați auzit despre acest om, spunea despre faptul că această societate
l-a respins pe Dumnezeu. Poate nu oamenii, indivizii în grupurile lor, dar capii l-au respins pe Dumnezeu. Și din moment ce ai respins pe Dumnezeu, ai respins înțelepciunea și cum să iei decizii înțelepte dacă nu l-ai pe Dumnezeu. Și aici psalmistul spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Tot ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Imaginați-vă ce se poate întâmpla într-o națiune în care nu este frica de Domnul. Decizii incorrecte, decizii negândite, decizii neînțelepte. Deci ne rugăm ca să avem o frică de Domnul și copiii să aibă o frică de Domnul aici în biserică, în familie, dar și la școală, și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți acum să lăudăm pe Domnul prin cântare, apoi orchestra va lăuda pe Domnul. Te doresc doar pe tine, Iisuse, căci doar Tu îmi dăruiești liniștea, îmi conduci pașii pe calea vieții, calea ce duce la Dumnezeu. Doar pe tine, Iisuse, căci doar Tu-mi dăruiești liniștea, îmi conduci pașii pe calea vieții, calea ce duce la Dumnezeu. Pe brațul Tău mă simt mereu, păziți și ocrotit, păcate, griji și condu-mă Tu, prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău. Dragostea Ta îmi umple viața, mă întărește necaz și dureri. Sângele Tău de pe cruce mi-ai dat, Doamne, iertarea pe veci. Pe brațul Tău mă simt mereu, păzit și ocrotit, păcate, griji și îndoieri, Tu mi le-ai mântuit. Pe drumul vieții noi condu-mă Tu, vino, Doamne, și dă-mi pacea Ta. Locuiește Tu, Doamne, în mine, călăuză fi Tu viața mea. Pe brațul Tău mă simt mereu, păzit și ocrotit, păcate, griji și noi condu-mă Tu, prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău. Amin.
slăvit să fie Domnul. Aș vrea să am câteva anunțuri pentru Biserica Domnului și aș vrea să deschid și un alt mesaj. Pe lângă faptul că, bine știți, serviciile duminicale sunt la fiecare duminică la ora 10 dimineața și acest lucru mă bucură că la ora 10 dimineața încă avem servicii și la ora 6 după masă copiii Domnului se întâlnesc pentru a se închina Domnului. S-a lăudat numele Lui. Frații și surori, e nevoie și seara și din dimineață la casa Domnului. Aici se învață cuvântul Domnului și aici avem această dragoste care, despre care a vorbit fratele Cosmin, despre această dragoste care trebuie păstrată, aprinsă. Ea se poate păstra prin multe căi, dar una din ele și cea mai bună este să fim la oaltă, să fim la părtășie preună cu Domnul aici, unul cu alții. Aș vrea să ne rugăm pentru, să nu uităm, să ne rugăm pentru sora Mihaela Hegstrom, pentru sora Agata, pentru alți frați și surori care sunt în situații dificile de sănătate. Aș vrea să puneți pe lista dumneavoastră și familia Jensen, care a fost, nu știu cum să-i spun, i s-a dat ultimatum, dacă pot să-i spun, fie ia vaccinul, fie pleacă de la lucru și dânsul a spus nu vreau și dacă trebuie să fiu dat afară de la geam, numai ca să nu, din cauza că am problemă de sănătate. A zis rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru mine, este unicul geab, este unica situație, este unicul loc de câștig în familie și ne cere bisericii să ne rugăm pentru această familie. Fratele George Jensen, rugați-vă pentru el, pentru situația în care se află. Dumnezeu să lucreze. Vorbeam cu un frate de la Logo și au zis, sunt atât de mulți frați și surori care refuză să facă acest lucru, dar un lucru pe care n-ar trebui să uite, zice, sunt oamenii aceștia gata să lupte până la urmă sau doar să mulțumesc cu o singură scrisoare. Trebuie să luptăm până la urmă, frați și surori. Domnul se întărească pe ei pentru alegerea lor și dacă au avut această alegere din inima lor, să meargă până la urmă, să luptăm până la urmă. Dar să-i susținem în rugăciune. Acum aș vrea să merg la un subiect mult mai neplăcut, dacă pot să spun așa. Săptămâna asta am fost bombardați cu atâtea știri din alte țări, din ce s-a întâmplat în Afganistan, aproape toate media a explodat cu ce s-a întâmplat în Afganistan, cu atacuri teroriste și așa mai departe, încât unii au uitat să se uite la ce se întâmplă chiar sub nasul nostru. Și în Springfield, în Illinois, a fost semnată de către guvernatorul Pritzker 664, dacă să fim exact, 664 de legi care urmează să intre în vigoare până în anul 2022. Deci anul viitor vor intra în vigoare, dar unele din ele deja s-au și semnat, așa că ne vom trezi cu ele deja aplicate și când vom spune, dar de ce trebuie să facem asta, ei vor veni cu hârtești, vor spune, pe uite, este lege, n-ai încotro. Și nu vorbesc despre legea măștilor sau legea mandatorului al vaccinului. Asta este de scurtă durată. Unii vom trece peste asta. Sunt sigur. Eu vorbesc despre o altă situație, despre o altă lege care a fost semnată, îi spune SB 818. Și este despre educația, iertați-mi cuvântul, educația, bine, ei au un alt cuvânt, dar prescurtat este educația sexuală în școlile publice. SB 818, vă puteți uita, puteți citi legislația aceasta, sunt cuvinte care nu am curajul nici să le citesc de la amvonă, ceea ce urmează să fie predați copiilor în școli. Și copiii nici nu vor, dacă mai de mult se întrebau părinții, sau școala întreba pe părinți dacă părinții permit copiilor lor să li se predea astfel de lucruri, părinții puteau să refuze sau să aprobe, să spună da, accept sau nu accept. Acum părinții, vocea părinților nici nu se ia în calcul. Deci
trebuie copiii să știe despre aceste lucruri și să știe despre educația sexuală în privința partenerului, în privința multor altor lucruri. Vă încurajez, citiți această legislație, este bine să știm despre ce este vorba, despre ce va fi în societate. Însă săptămâna asta am fost invitat, joi am fost invitat la o întâlnire a păstorilor deci din zona Chicago, întâlnire care a fost adusă la împlinire prin fratele Shando Valdez și acolo s-a vorbit despre o organizație care îi spune Abstinence and Marriage Education Partnership și sunt patru cărți pentru educarea copiilor, dar din punct de vedere spiritual, din punct de vedere creștin. Pentru că ei au spus, dacă societății, dacă oamenilor politici, dacă guvernului nu este rușine să vorbească despre sexualitate, despre alte lucruri pe care unii copii le învață doar la 18 ani sau 17 sau 15 ani, dacă lor nu le este rușine să predea aceste lucruri, noi la fel vom preda aceste lucruri de la grades 6 to 12, dar le vom preda din punct de vedere spiritual, din punct de vedere biblic. Nu le e rușine lor, nici nouă. Lor ei vor să aibă de-a face cu genders și cu pronunțările corecte, cu pronumele corecte. Noi vom spune cum Biblia ne spune. Noi vom preda ceea ce Dumnezeu a predat. Îi vom educa pe copiii noștri corect și sănătos, după principiile biblice. Și s-au gândit ei de ce vor să facă acest lucru, care este scopul. Pentru că scopul la legea asta este ca să educe o generație care să știe cum să se poarte sexual. Excuse me, asta este problema bisericii, asta este problema părinților, a familiilor. Faptul că sunt familii în care este doar un singur părinte, este doar mama sau doar tatăl, nu este problema bisericii. Nu biserica i-a încurajat să ajungă în situația asta, mai degrabă guvernul i-a încurajat pe mame să fie de unul singur și pe tați sau tații să-și părăsească familia. Nu implementați aceste lucruri în societate, în școală. Care este scopul acestei organizații Abstinence and Marriage Education? Voi citi în limba engleză, zice: According to the Center for Disease Control, teens who are involved in sexual activity have clear pattern of academic deterioration. A&M programs help students develop critical thinking skills to discover the many tangible benefits of resisting sexual pressure before marriage. A&M programs seek to help students to excel academically and to be well prepared for the future success. Și aici au pus o statistică. Poate nu se vede, dar copiii care au fost dați afară din școală, expelled from school, și aici este partea albastră care erau activi sexual, tineri activi sexual și copii care se abțineau, copiii care au fost dați afară din școală, sunt 4% care au fost dați. Deci copiii care sunt implicați în relații sexuale sunt au șansele cele mai mari de a fi dați afară din școală decât cei care se abțin. Copiii care sunt dropped from school, care părăsesc școala, sunt în jur de 19%, au mai mari șanse, 19% șanse să fie dați afară din școală decât copiii care se abțin. Și attending or graduated college, cei care, asta este bara acelor care se abțin sexual și aceasta este bara care nu se abțin sexual. Deci cei care vor gradua sunt cei care se vor abține sexual. Acum imaginați-vă societatea și politica vrea să dea orice limită, vrea să dea la o parte orice limită a purtării sexuale copiilor. Imaginați-vă ce fel de societate se creează. Dacă se abțin, dacă cei care graduează până la urmă, sunt cei care abțin, imaginați-vă
că poate din anul 2021, în curând, vor fi asta bara albastră și asta bara gri. Copiii vor fi încurajați să spună, come on, nu e o problemă mare dacă nu te abții sexual, do it! Și v-am spus, citiți articolul, citiți legea SB 818. Este oribil ce au de gând să predea copiilor voștri, copiilor mei, în școlile publice. Trebuie să fim informați, frașilor, și trebuie să rezistăm acestor legi. Și avem destulă putere și avem destulă cunoștință. Și ei au pregătit aceste cărți, sunt doar două, ele sunt cinci, de tot nu este propagandă, nu este publicitate, este, se împarte for free, este cine vrea poate să aplice, poate să le aibă și acasă, în familie, poate să studieze împreună cu copiii o relație sexuală și abstinență de la sex a copiilor de la 6th grade până la 12th grade. Așa că avem atâtea lucruri să luptăm împotriva lor. Fiindcă dacă cel rău să luptă, știe că are puțin timp la dispoziție și luptă cu o repeziciune de rămâi perplex, cred că și noi creștinii ar trebui să luptăm împotriva acestor lucruri stricate care dărâmă, care distrug societatea, distrug imperii, distrug țări. Frații și sorori, haideți să luptăm împotriva lor și știm foarte sigur, Dumnezeu este de partea noastră și Dumnezeu ne va ajuta, Dar întrebarea este, întrebarea crucială, vrei tu, vreau eu sau mă voi culca pe ureche și voi zice, cumva vom ieși de acolo, cumva vom trece și peste legea asta. Frașilor, societatea are nevoie de tineri, are nevoie de o generație care să fie cu coloană vertebrală. Și coloana vertebrală este atunci când este învățată pe cuvântul Domnului. De unde știu asta? Din Psalmul 111. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Și această societate vrea cu tot din adinsul să-L dea pe Dumnezeu afară, să creeze o societate de oameni înapți de a lua decizii și să conducă cineva, o clasă politică permanentă, care să fie acolo și să conducă pe cei care sunt fără înțelepciune și fără o gândire logică, fără o gândire biblică, fără o gândire dumnezeiască și spirituală. De aceea, Domnul să ne ajute să mergem până la urmă în această luptă. Amin. Amin. Aș vrea doar să anunț, am cerut fratelui Adrian Necone programul pentru duminica viitoare. Desigur, convenția, nici mie nu-mi place cuvântul congres, sunt și alte sinonime, este congres, este părtășie, este întrunire. Va începe vineri la ora 6:30, va începe serviciul inaugural, apoi sâmbătă la ora 6, duminică, nu vom avea servici aici. Astăzi este ultima duminică din vară. Duminica viitoare va fi prima din toamnă. Noi, cina Domnului, vom lua pe data de 12, când vom fi aici din nou la casa Domnului. Vrem să fim împreună, vrem să fim împreună la această părtășie, să arătăm celor din jurul nostru că bisericile pot fi unite într-o situație ca asta, într-o criză ca asta, pot avea același gând, să pot ruga într-un spațiu, într-un loc, să pot ruga pentru aceeași problemă, pot avea un gând. Și haideți să arătăm acest lucru. Duminică va începe serviciul de dimineață la ora 9:30, apoi masa de prânz va fi la 12:30 și serviciul de seară sau al doilea serviciu va începe la ora 3. Acesta este programul pentru Convenția Chicago, din Chicago, Convenția Bisericilor Creștine Române din America și Canada. Amin. Amin. Haideți acum în timpul unei cântări să ne închinăm și cu darul noastră de bunăvoie, apoi să ne apropiem de cuvântul Domnului. Cuvânt care va fi adus, cuvânt care ne va ajuta să gândim și cuvânt care ne va ajuta din Sfânta Scriptură, oameni care au luptat până la urmă. Oameni care au fost ca noi slabi, dar au decis să lupte și Domnul să ne ajute și pe noi să facem același lucru. Amin.
Amin. Dă-mi să ne ridicăm și să deschidem cuvântul Domnului. Vom da citire la două texte în această dimineață. Primul text se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 18. Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 24 la 28. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 24 la 28, inclusiv pagina Biblia Cornelescu 1080. Iar al doilea text este din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 6 la 9. Dar vom da citire întâi la Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 24 la 28. La Efes a venit un iudeu numit Apolo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai curea mănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Amin. Amin. Și al doilea text este din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 6 la 9. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți socorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Veniți să ocupați locul, frate și surori. Apolonius sau Apollo, după numele prescurtat pe care îl cunoaștem din Scripturi, era un evreu care a venit din Alexandria sau din Alexandria, prezentul Cairo sau Cairo, capitala Egiptului. El a venit la Efes cam în jurul anului 52 după Hristos și în anul 52 după Hristos, cam în aceeași zonă a Palestinei, era și Apostolul Pavel. Apostolul Pavel activa în zona Palestinei. Apolo, despre el cunoaștem puține lucruri, cel mai mult din acest text pe care l-am citit, și ni se spune că Apolo era un om cu o oratorie puternică. Era singurul despre care ne spune Biblia că era un om cu o vorbire elocventă. Citind textul ne putem da seama că Apolo era un învățat, fiindcă Biblia ne-l prezintă ca un om care era tare în Scripturi. Era un om tare în Scripturi și cuvântul în limba greacă pentru tare este cuvântul dunatos, care înseamnă puternic, tare, capabil, influent. Și ne spune Biblia despre el că era instruit în calea Domnului. Avea capacitatea de a vorbi cu tărie despre calea Domnului. Când vorbea, el vorbea cu influență, vorbea convingător, oamenii îl ascultau și spuneau, da, într-adevăr, așa este, așa l-a creat Dumnezeu, așa l-a dus pe Apolo din Alexandria Dumnezeu în Efes și acolo vorbea despre Dumnezeu, despre calea Domnului. Dar totodată, pe cât de mult îl putem înălța pe Apolo, ca și orice om, putem vedea că Apolo avea anumite limitări. Un om capabil, un om cu influență în vorbire, poate un expert în oratorie și totuși putem observa lucruri care îi lipsesc și care îl țineau limitat până la un moment. El a fost limitat, dar slăvit să fie Domnul, această limitare nu a ținut permanent, ea a fost oprită până la un moment, de către un moment. Și acum aș trebui să ne întrebăm, ce cunoștea
Apollo. Ce știa Apollo? Din câte am citit textul și după text din versetul 24 la 29, la 28, am putut vedea că Apollo cunoștea multe lucruri și detaliate. Odată ce atrăgea cu vorbirea lui mase de oameni. Un om care vorbește despre calea Domnului. Un om care vorbește atât de detaliat despre viața lui Hristos. Trebuia să fie un om cu o vorbire tare și Biblia ne spune că avea o vorbire puternică, vorbea cu influență, dar trebuia să cunoască detalii multe. Și detaliile acestea atrăgeau oamenii. El cunoștea lucruri pe care unii oameni, oamenii simpli din Efes, nu le cunoșteau. Ne întrebăm de unde cunoștea Apollo aceste lucruri și atât de detaliate despre calea Domnului, un om din Alexandria, un om din Egiptul de astăzi, din Carie, din Cairo. Și unii spun că Apollo cunoștea foarte bine despre viața Domnului nostru Iisus Hristos și este posibil ca aceste cunoștințe să-i fi parvenit fie de la niște ucenici galileieni ai Domnului nostru Iisus Hristos, fie dintr-o evanghelie mai timpurie. Nu știm cu precizie de la cine din aceste două, de la oameni galileieni, ucenici ai lui Iisus, sau de la o evanghelie care a fost scrisă mai înainte, nu știm. Fapt este că Apollo cunoaște prea multe detalii și cunoaște prea mult despre calea Domnului și predică cu influență despre ea. Dar, în toate aceste cunoștințe mari ale lui Apollo, vedem ceva ce limitează. Ce îl poate limita pe acest om? Și Biblia ne spune ce îl limitează pe el. Versetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apollo din neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța mănunțit de oameni pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Și acest lucru, frați și surori, dacă sincer, ar trebui să ne uimească. Ar trebui să ne uimească pe noi care am fost pocăiți, ne-am pocăit, am fost botezați și acest Apollo care s-a pocăit doar. Vreți, frate și surori, botezul lui Ioan era un botez al pocăinței. Scriptura vorbește mereu despre el în acest fel, îl prezintă totdeauna ca un botez al pocăinței. Marcu, capitolul 1, 4, Luca 3, cu 3, Fapte 13, cu 24 și capitolul 19, cu 4. Ioan cere poporului evreu să aducă rod vrednic ca rezultat al pocăinței lor. Ioan le-a predicat. Ioan era la râul Iordan și le predica oamenilor. Este ca și evangelizarea care o făcea Billy Graham în Coreea de Sud sau în România sau Moldova sau în Rusia. Ioan predica și nu invita pe oameni ca și Billy Graham de pe stadioane, veniți aici jos, avem destul loc, metri pe metri și aici să vă pocăiți. Și oamenii veneau de pe din tribune și se pocăia. Așa făcea Billy Graham, așa se facă unele biserici. Oamenii se îndeamnă, sunt îndemnați să se pocăiască. Însă, acest lucru era întâi început sau adus pe scena istoriei de către Ioan Botezătorul. El nu îi spunea, veniți în fața râului ca semn că v-ați pocăit, îngenunchiați, faceți rugăciunea pocăinței și gata, vi s-a iertat păcatele. Nu, Ioan spune, veniți, eu vă botez și aceasta este pocăința de astăzi. Botezul lui Ioan era ca și ieșirea în față și pocăința. Era doar botezul pocăinței. Asta făcea Ioan. Și, altfel vorbind, botezul lui Ioan schimbă poziția pe pământ a celui botezat. La fel ca și cel pocăit. Nu este în lume deja. El este în familia lui Dumnezeu.
El este în biserică, El este instruit, El este învățat, El deja nu mai vrea cu lumea. Și din moment ce oamenii au venit la râul Iordan și au fost botezați cu botezul pocăinței, s-a format o rămășiță. Oameni care au zis, noi simțim o schimbare. Noi suntem diferiți decât am fost înainte. Și noi nu mai vrem să fim în mijlocul acelui oraș, acelui sat păcătos care fură, înjură, minte, măcar că se cheamă copilul lui Avram, noi nu mai vrem să fim cu ei. S-a format o rămășiță și rămășița aceasta se chema o rămășiță evlavioasă și ea s-a format prin botezul lui Ioan. Ea s-a separat de restul națiunii și astfel, în timp ce națiunea persista în continuare în necredință, rămășița l-a așteptat pe Mesia și își recunoștea păcatele. Și să pocăia, și să pocăia, și să pocăia. Apollo era botezat doar cu botezul lui Ioan, spre pocăință. Practic, Apollo era ca și fratele meu, care s-a pocăit și când s-a pocăit, credea că poate să schimbe satul într-o lună, să-l aducă la creștinism. Ca orice pocăit. Toți când ne-am pocăit, din lume a Domnul, vreau să mergem până la capătul lumii. Dragostea din tâi, dragostea pentru Domnul. Așa era Apollo. Era un pocăit și exploda din el. Și exploda, el mânca cărțile cu ochii. Vă puteți da seama, el era în Alexandria. Mai târziu vom vedea acolo, era o bibliotecă foarte mare. Dar el era acolo. El era înfocat pentru Domnul. Dar el avea limitele lui. El avea doar botezul lui Ioan, avea doar botezul pocăinței și aceasta și acest botez are limitele lui. Care-i? Această limită este următoarea, îi lipsea o cunoștință perfectă. Îi lipsea o cunoștință perfectă, el avea cunoștințe, el instruia, învăța, vorbea cu influență oamenilor, dar îi lipsea o cunoștință perfectă, o cunoaștere perfectă. Ascultați cuvintele lui Ioan Botezătorul. Sunt aceleași cuvinte ale lui Ioan. Și cred că poate Apollo a fost instruit cu aceste cuvinte ale lui Ioan, posibil. Dar cel puțin Apollo trebuia să știe despre acest lucru, fiindcă sunt cuvintele lui Ioan cu botezul cu care a fost el botezat. Marco capitolul 1, versetul 8. Sunt cuvintele lui Ioan și ceea ce face el, eu, da, v-am botezat cu apă, dar el va boteza cu Duhul Sfânt. Este diferență, este mare diferență când unul este pocăit și mare diferență este când unul este pocăit și botezat. Ioan a văzut acest lucru, Ioan a recunoscut acest lucru. Botezul meu este doar spre pocăință. Într-un alt text el spune acest lucru. Iată în Matei capitolul 3, versetul 11. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cu alte cuvinte, Apollo era limitat în puterea sa. Da! El era puternic în vorbire și cu vorbirea lui despre Hristos în botezul lui Ioan. Doar imaginați-vă, dacă Ioan, având doar botezul lui Ioan, dacă Apollo, având doar botezul lui Ioan spre pocăință, atrăgea atâtea mase de oameni, imaginați-vă câtă putere putea să aibă Apollo dacă avea botezul cu Duhul Sfânt. Noi avem, frate și surori, aici este vestea bună. Noi avem Duhul Sfânt în noi. Noi suntem și pocăiți, și botezați, și cu Duhul Sfânt în noi. Și vom vedea că suntem departe de imaginea lui Apollo. De ce este important Duhul Sfânt în om? Și de ce acest lucru era o limită pentru Apollo? Țineți minte cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din Luca 12, 11 și 12. El îi instruiește pe ucenicii lui că s-ar putea să fie duși în fața dregătorilor, în fața oamenilor, în fața sinagogilor.
Și el spune, când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Și acum ar trebui să întrebăm, Doamne, atunci ce să facem? Să învățăm pe de rost cum să răspundem? El spune, nu! În voi va fi cineva care vă va învăța ce să spuneți chiar atunci. Cine este acest? Duhul Sfânt. Versetul 12. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Mă uitam cu 2 ani în urmă, fiindcă toate cele mici, scurte filmulețe care comunismul din Rusia le-a înregistrat în tribunal, la creștinilor care erau aduși în tribunal, acum sunt publice și le putem asculta, chiar dacă sunt în limba rusă. Le putem asculta. Și judecătorul îi întreabă pe creștini, de ce ești creștin? Ce faci cu Biblia aia? Unde ai ascuns-o? De ce ești creștin? Cum ai făcut aia? De ce nu ești comunist? Întrebări provocatoare. Sunt întrebări care le-am pus eu simple. Lor li s-a dat întrebări mai provocatoare, fiindcă voiau să scoată din ei vină ca să-i pedepsească, să-i ducă în gulag, în Siberia. Și oamenii creștini, îi vedeai după îmbrăcămintea, oameni simpli, țărani, frații și surori, răspunsul lor îi punea în situații neplăcute pe cei din tribunal. Oameni care răspundeau răspunsuri la care poate nici nu s-au gândit niciodată. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Apostolul Pavel, duminica trecută a fost predicat la ora de rugăciune din Efeseni capitolul 6 despre armura Duhului Sfânt. Și după ce Apostolul Pavel prezintă armura Duhului Sfânt și când spune să luăm sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu, el spune să facem rugăciuni, să facem rugăciuni prin Duhul Sfânt, în orice timp. Apoi spune Pavel și despre sine și spune și rugați-vă și pentru mine. Și în Efeseni 6, 18 la 19 spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții, apoi spune și pentru mine. Pavel? Nu ne rugăm pentru sfinți, ne rugăm pentru Apollo, ne rugăm pentru Timotei, tânăr păstor în Efes, e provocat, are provocări, acolo să vorbesc lucruri care nu sunt biblice. Dar pentru tine, Pavel, tu ești un om instruit, ești un om capabil, vorbirea ta este așa de puternică, că tu rapid aduni masă în jurul tău, vorbești provocator. De ce să ne rugăm și pentru tine? Iată răspunsul lui Pavel. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Se roagă lui Dumnezeu ca lui Pavel, să îi se dea cuvinte potrivite ca să vorbească cu îndrăzneală Evanghelia. Duhul Sfânt este important. Duhul Sfânt nu ne este dat doar ca să spună Duhului nostru că suntem copii al lui Dumnezeu, dar este și pentru aceasta. Duhul Sfânt ne este dat ca să ne mustre atunci când am păcătuit și să ne îndrepte spre pocăință. Duhul Sfânt ne mai este dat ca să ne aduc aminte, să ne învețe în situații că nu știm ce să răspundem, să dăm un răspuns după voia lui Dumnezeu. Mi-am aduc aminte despre un alt frate care povestea, s-a dus într-o delegație în Arabia Saudită și era cu unii din șeic și vorbeau despre situații destul de dificile politic și trebuia, la urmă, el avea cuvânt. Și răspunsul pe care i-l-a spus acestui om șeic, care, dacă nu-i plăcea de răspunsul lui, putea să-l oprească acolo și să-l dea la o parte și să rămână în Arabia Saudită până acum. Avea toată puterea. Dar răspunsul pe care i-l-a dat la întrebarea politică, zice, eu am ieșit din camera aia de întâlnire și stăteam și mă gândeam la răspunsul pe care i-l-am dat și îmi ziceam, eu niciodată, cu gândirea mea sofisticată, nu puteam să ajung la un astfel de răspuns. Apollo era un om capabil,
în vorbire un orator minunat, elocvent, dar Apollo nu avea botezul cu Duhul Sfânt. Apollo nu avea Duhul Sfânt. Apollo predica cu putere despre, și aici găsesc uimitor, el vorbea cu putere, dar el predica promisiunea lui Ioan despre un botezător. Vă puteți da seama? Un om care să fie botezat doar cu botezul lui Ioan, dar să predice cu atâta înflăcărare despre botezul Domnul nostru Iisus Hristos, botezul cu Duh Sfânt și cu foc. El predica despre un eveniment care avusese loc deja. Acesta este Faptele Apostolului, capitolul 18. Cincizecimea este în capitolul 2. Apollo predică despre un eveniment care avusese loc, dar nu avea parte din ceea ce s-a dat la acel eveniment istoric, și anume Duhul Sfânt, de la cincizecime. Însă ceea ce mă uimește la Apollo, la acest om, este că el nu lasă ca lipsa lui de cunoaștere să-l împiedice să facă ceea ce poate. Poate cineva a spus, omule, dar cu ce botez ai fost botezat? La fel cum alții au fost întrebați. Și el a spus, cu botezul lui Ioan. Păi stai un pic, tu nu ai Duhul Sfânt în tine? Păi nu, nici n-am auzit de un astfel de botez. Apollo nu s-a spus, nu și-a spus, măi, n-am botezul lui Ioan, aoleu, vai de mine, gata, aci, mă opresc, nu mai predic. Poate știa, poate nu, dar nu s-a oprit cu botezul lui Ioan doar avându-l să predice în continuare. Poate și-a spus, chiar dacă nu am botezul lui Ioan, eu știu sursa acestor informații și de detalii și știu de la cine le am și în mintea mea ele fac perfect sens. De aceea le vorbesc cu tărie. De aceea le vorbesc cu influență. El credea în ceea ce vorbea. În mintea lui era logic. În mintea lui viața lui Iisus. În mintea lui Apollo, calea Domnului făcea sens. De aceea predica, chiar dacă nu avea convingere, chiar dacă nu avea Duhul Sfânt. El zicea, eu gândesc la ele și eu nu găsesc o altă cale decât să-L predic pe Iisus. Și eu doar m-am pocăit. Acesta este Apollo. Acestea sunt limitările lui Apollo, care nu l-au împiedicat să vestească oamenilor din jurul lui calea Domnului. Dar nu vrem să rămânem doar la partea mai puțin plăcută a lui Apollo, fiindcă vedem și din textul pe care l-am citit, am văzut că Apollo nu a fost limitat toată viața lui. Apollo a fost limitat până când l-au întâlnit Aquila și Priscila. Dar haideți să vedem pe scurt, doar ca să facem o scurtă introducere în al doilea punct, trăsăturile spirituale ale lui Apollo, și apoi ne vom opri. Ni se spune despre Apollo, și anume despre partea lui spirituală, despre trăsăturile spirituale ale lui Apollo, ne prezintă Biblia că era, sau Apollo avea un duh înfocat, sau avea un, era înfocat în duh, sau un duh înfocat, versetul 25. Cuvântul înfocat în greacă este cuvântul zeo, care înseamnă a fierbe sau a se înfierbânta. Acest cuvânt se găsește doar de două ori în tot Noul Testament. Vă puteți da seama. Cuvântul zeo, cuvântul înfierbântat sau cuvântul fierbe, se găsește doar de două ori în tot Noul Testament. Primul loc în care se găsește cuvântul zeo este în textul pe care l-am citit, care este cu privire la Apollo, la acest om, iar al doilea text se găsește în Romani. Și găsesc paradoxal acest lucru. Fiindcă iată un om care are doar botezul lui Ioan, un botezul pocăinței, și el este înfocat. Sau este înfierbântat, este înfocat. Și iată un alt text, Romani, capitolul 12 cu 11, unde Pavel vorbește unor oameni care au fost botezați, ei s-au pocăit, au fost botezați și au și Duhul Sfânt. Și iată ce spune, ce îndemn face Apostolul Pavel celor din Roma. În sârguință, fiți fără preajet, fiți plini de foc, fiți plini de zeo, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului.
Acesta poate fi înțeles cu Duhul omului, slujiți cu Duhul vostru sau slujiți cu Duhul lui Dumnezeu. Poate că Pavel vorbește despre Duhul omului umplut de energia și de puterea Duhului lui Dumnezeu. Însă urmăriți paradoxul. Apollo are Duh înfocat, având doar botezul lui Ioan, pe când Pavel îndeamnă pe cei ce au mai mult decât botezul lui Ioan, îndeamnă la râvnă. Și aceea găsesc un mare semn de întrebare. E posibil oare ca râvna mea să diminueze? Eu cred că da. E posibil ca înflăcărarea mea să slăbească? Eu cred că da. De ce Pavel dă acest îndemn în sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, fiți înfocați, fiți fierbinți, slujiți Domnului. Frate și surori, adesea m-am prins cu gândul, sau poate te-ai prins cu gândul, că în această lume slujești la așa de mulți oameni, la așa de multe entități, că ai uitat că mai slujești Domnului. Știți ce? Atunci când slujim la unii oameni, la început le slujim cu râvnă. La început le slujim cu înflăcărare. Dar pe urmă ne plictisim. Dar pe urmă scade temperatura și tot mai puțin și mai puțin. Și știți ce? Ne deprindem cu acest lucru. Și nu știu cum s-a întâmplat, nu știu cum s-a făcut această trecere, că am luat același lucru, același principiu și îl aplicăm și la Dumnezeu. La început suntem și noi niște Apollo, înfocați, gata să ardem pământul sub noi, dar mai apoi am zis că se poate și altfel, se poate și mai puțin. Pavel vrea să spună, măi, oameni buni, frați, surori, râvna asta poate scădea, dar vreau să vă aduc aminte, fiți plini de râvnă cu Duhul, fiindcă voi slujiți Domnului. Amin. Eu slujesc Domnului, tu slujești Domnului. Și această trăsătura lui Apollo ar trebui să fie, și mă rog să fie, și una dintre trăsăturile mele, să fiu chiar dacă 20 de ani după botez, chiar dacă ești 30 de ani, 40 de ani după botez, mă rog, aceeași înflăcărare, aceeași râvnă să fie după atâția ani, să o ai și astăzi. Amin. Este imposibil, eu nu pot, nu am acea elocvență, oricât de mult aș practica, nu am acea oratorie a lui Apollo ca să te conving și să-ți sporesc râvna. Aceasta poate face Duhul Sfânt. Amin. Dacă tu vrei, dacă eu vreau să fiu pus în situația în care Apollo era, și mă rog ca Dumnezeu să ne aducă la acele timpuri, căci doar atunci vom începe să gândim critic și despre Sfânta Scriptură și în Sfânta Scriptură cu privire la alți oameni. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Haideți acum să ne ridicăm și să venim cu rugăciune la sfârșitul serviciului din această dimineață, mulțumindu-i Domnului că a fost împreună cu noi în acest timp, și ne rugăm să asculte rugăciunile noastre și să nu dăm mâinile jos, să continuăm să ne rugăm și pentru această situație din statul Illinois, cu aceste legi care s-au acceptat, nu o să ne dea Domnul puteri, și aceasta să ne provoace să învățăm tot mai mult Scriptura. Amin. Și să învățăm pe copii, să provocăm pe copii să învețe tot mai mult Scriptura, căci ei vor fi provocați, noi, dar și ei, și avem nevoie de putere și înțelepciunea lui Dumnezeu. Venim în rugăciune. Doamne bun și milostiv, în aceste vremuri strigșe, îți mulțumim mult pentru prezența ta în inima noastră și îți mulțumim mult pentru pacea care tu ne-o dai în inima noastră, ne faci parte de ea. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că pacea ta, bucuria ta vine în inima noastră prin cuvântul tău cel sfânt, atunci când îl citim, atunci când îl învățăm, atunci când cercetăm, atunci când medităm asupra lui. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să nu ne depărtăm de cuvântul tău. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să te cunoaștem tot mai mult prin cuvântul tău. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne fie frică să păcătuim înaintea ta. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să creștem în copiii noștri, noi o frică corectă,
sinceră de tine. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să avem un respect față de tine, că știm prin cuvântul tău că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că tu ni te-ai descoperit. Tu ni te descoperi prin cuvântul tău, tu ni te descoperi prin lucrurile naturale din jurul nostru, prin pământul pe care vedem atât de clar, prin anotimpul acestea care se schimbă și totuși nu la întâmplare. Doamne Iisuse, tu ești în lucrare. Tu lucrezi în creația ta și prin creația ta ca să te cunoască omul și i-ai dat atâtea argumente, atâtea dovezi că tu existi. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să ne apropiem tot mai mult de tine. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să privim în cuvântul tău și în această dimineață am privit în cuvântul tău la acest om, la acest Apolo, care poate că avea doar botezul pocăinței. Însă, Doamne, pe cât de limitat era, aceste limite nu l-au împiedicat să te vestească pe tine și calea ta cu înflăcărare. Doamne Iisuse, ajută-ne și pe noi care avem mai mult decât botezul pocăinței. A fost, tu ai intrat în inima noastră, am fost botezat, suntem parte din familia ta. Doamne, nu lăsa ca înflăcărarea pentru tine să diminueze. Înflăcărează-ne din nou în aceste momente când suntem înaintea ta, când suntem în situații dificile. Ajută, Doamne Iisuse, să ne înflăcărăm pentru tine, pentru lucrarea ta, pentru această cauză minunată. Și îți mulțumim că tu ne vei da cuvinte potrivite atunci când lumea ne va provoca și va aștepta un răspuns din partea noastră. Vorbește tu prin noi, Doamne Iisuse, și îți mulțumim că tu vei face acest lucru, fiindcă cerem în numele drag și scump al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toții. Amin. Amin. Iubită biserică, mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne întâlnim din nou la Casa Domnului de seară la ora 6. Până atunci ne apropiem de Domnul, știind că El se apropie cu credincioșie de noi. Amin. Amen.